Iubiții mei, îmi face mare bucurie ca de obicei, simt sufletul plin, simt că se varsă paharul de pe afară, cum scriem salm, atunci când înțeleg ceva pentru sufletul meu și când simt această zvâgnire de a fugi repede la primul om și de a-i spune câte ceva despre bunătatea lui Dumnezeu. Am fost binecuvântat în adâncul sufletului meu când rugându-mă pentru momentul acesta și pentru perioada care urmează, am simțit îndemnul în sufletul meu să începem o serie legată de cel mai important lucru care contează înaintea lui Dumnezeu și anume atitudinea noastră în slujire. Seria se intitulează Capul Sus ridicați-vă capetele în sus. Știți cum a spus Mântuitorul nostru. Lucrul acesta este legat de ceea ce Scriptura menționează nu o dată, ci de fiecare dată. Și anume că înaintea lui Dumnezeu nu contează cantitatea de slujire, nici forma slujirii noastre, chiar dacă și-ar da trupul să fie arți cineva sau și-ar da toată averea cantitativ, deci, ci contează ce este în inima lui când săvârșește un astfel de lucru? Acest lucru rămâne în fața lui Dumnezeu. Dacă aș face toate aceste lucruri, aș învăța Biblia, aș explica prorocile, aș vorbi în toate limbile, poliglot, aș preda Evanghelia în orice fel de limbă, dar n-aș avea dragoste, nu înseamnă nimic în ochii lui Dumnezeu poate să însemne în ochii oamenilor, în statisticile lor, în clasamentele lor, dar nu în ochii lui Dumnezeu. Ceea ce va căuta Dumnezeu, ceea ce cercetează El în viața noastră este ce s-a întâmplat în inima noastră când noi am făcut lucrul acesta. Dacă aș face toate acestea și n-aș avea dragoste, sunt nimic. 1 Corinteni 13. Sunt o aramă sunătoare și un chimbal zângănitor. Iubiții mei, aceasta ne învață pe noi și ne deschide ochii asupra însemnătății atitudinii noastre în slujire. Cât a dat cu tare, ați auzit cât a dat cu tare? Ce... E adevărat, numerele sunt pentru noi diferite și le apreciem în funcție de, de diverse scări, ale, scara valorilor generației noastre sau lumii noastre. Dar în linița lui Dumnezeu nu acest lucru contează ci Scriptura spune, pe cine dă cu bucurie, pe acela îl iubește Dumnezeu. Adică acest fel de dăruire iubește Dumnezeu, dat cu bucurie. Dacă e dat cu mândrie, dacă este dat cu prostie, dacă este dat cu răutate, dacă este dat cu intenții parșive sau planuri sau agende sau așa ceva, lucrul acesta nu numai că nu este iubit de Dumnezeu, dar trece drept un păcat groaznic până și rugăciunea spune să treacă drept un păcat în momentul în care în spatele ei sau la temelia ei nu se găsește dragostea de Dumnezeu și de aproapele. Acesta e cel din tâi lucru pe care trebuie să-l cerem de la Dumnezeu. Dăm acest fel de inimă, Doamne, dă-ne totdeauna această inimă cu care să slujim lui Dumnezeu. În contextul în care suntem astăzi într-o lume atât de tulburată și de tulbure, a acestui fel de amenințare, de un fel sau altul, ale diverselor teorii, ale conspirației care atașează semnificații evenimentelor, asta înseamnă cu tare, e legat de cu tare, se va întâmpla așa, care sunt un fel de droguri și oamenii umblă după ele ca să fie din ce în ce mai tari. Într-o vreme ca aceasta, Isus ne spune ce fel de atitudine trebuie să luăm noi. Într-o vreme ca aceasta, în care amvonul a fost corupt. Așa ceva, cu mijloace de înspăimântare a oamenilor, în timp ce Dumnezeu își începe fiecare discurs cu cuvintele? Nu, te teme. În timp ce El face lucrul acesta, acești oameni și noi toți suntem în primejdie aceasta, o facem, adică mergem chiar pe un drum opus. Încercăm să creăm frică în oameni, să creăm teamă în inimile oamenilor dacă asculți o anume predică și dacă întrebe cineva cu ce ai rămas, cu spaima. Asta este tot. Noi am mai învățat împreună despre împăratul spaimelor, ai cărui slujitori sunt acești oameni. Și în final vor ajunge acolo unde au plecat. La spaima aceasta pe care au încercat să o pună în sufletele altora sau pomenit că de fapt a cuprins ființa lor. Nu însă nu ne vom ocupa de lucrul acesta eu personal că o să evit pentru că am un talent de a observa anumite lucruri din domeniul acesta și nu cred că face bine nici chiar sufletului meu și altor oameni dacă cineva are această pornire, această intenție de a băga frică în oameni sau spaimă în oameni, omul acela va răspunde în fața acelui ale căruia sunt sufletele acestor oameni. El ne va întreba pe fiecare în parte așa scrie cuvântul, nu despre ceea ce s-a văzut la Ambon și despre felul cum a fost interpretată prezentarea aceasta, ci Dumnezeu va judeca intenția pe care a avut-o inima prezentatorului. Aceasta va fi judecată și în fața lui lucrurile sunt gol, totul e gol și descoperit. Deci, în privința aceasta nu trebuie să ne apese niciun fel de grijă. Aș vrea să părăsim domeniul acesta cât mai repede, pentru că nu este, Dumnezeu nu e prezent acolo. A venit un cutremur de pământ, domnul nu era în treaba aceasta, a încercat să zguduie lumea. Să... Da. A venit o furtună teribilă, vorbe cu tare, nu știu ce. Domnul nu era acolo. A venit un susur care a muiat inima, care a dus la criminoși, care a făcut pe om să se plece în fața lui Dumnezeu și a adevărului, a bunătății, a iubirii lui Dumnezeu. Acolo era Dumnezeu. Acela era Domnul. În Matei, capitolul 6, versetul 16, Mântuitorul vorbește despre o clasă de oameni care își iau înfățișare tristă, sinistră, posumorâtă, preocupată. Zici că sunt atlas și pământul e pe umerii lor și ei țin lucrarea lui Dumnezeu și nu spun ce dramă este acolo, în spatele acestor lucruri nu luați înfățișarea aceasta, spune Domnul. Nu, nu trebuie să arătați ca niște oameni fără Dumnezeu, ca niște părăsiți, ca niște abandonați, ca niște înspăimântați. Vorbim de legi, vorbim de decrete care ne vor omorâ. Subiectul subiectul este, subiectul este Omul însă. El vorbește despre sine, ce important este el. Pământul gravitează în jurul lui și toate legile și decretele care se dau pe pământ. El este acela care. Iubiții mei, nu luați o astfel de de cale. Nu mergeți pe drumul acesta, a spus Domnul Hristos. Drumul ăsta nu duce nicăieri. Există o cale pe care suntem chemați să mergem și aceasta este aceea despre care a vorbit el când a zis eu sunt această cale. Mergeți pe ea. Iată drumul, mergi pe el. Așadar, nu luați această înfățișare posomorâtă. Nici nu petreceți prea mult timp în compania acestor oameni pe video sau în persoană, pentru că Biblia spune dacă te împrietenești cu un om din ăsta posomorât, devii posomorât la un moment da? Nu te împrieteni cu o mânios că devii ca el. Așa spune Scriptura. Oamenii aceștia, spune Biblia, își sluțesc, adică își, își chinuiesc fețele să arate într-un fel preocupare, păpăsare, ceva, dramă groaznică, e ca și când n-ar fi niciun Dumnezeu, ca și când lucrurile acestea ar fi lăsate în mâinile diavolului, ca și când diavolul ar face tot ce vrea și ce. Și dacă ar fi așa, cine ar putea prin a băga spaimă în sufletele oamenilor să rezolve această situație? Nu faceți lucrul acesta. Lăsați fața să exprime sufletul. Așa cum scrie frumos psalmul, ce vorbește gura, aceea îmi simte inima. Învățișarea feței voastre este o reflectare a sufletului vostru. Ei își sluțesc fața, caută să arate întunecați, înspăimântați, pentru că așa, așa este sufletul. Oamenii acești, nu fiți ca ei, a spus Domnul Hristos. Oamenii ăștia au alt obiectiv. Ei n-au niciun Dumnezeu. Încearcă decât să se arate pe ei înșiși cât de apăsați, cât de devastați sunt ei și așa mai... Adevărat vă spun că și-au luat deja plata. Sluțenia aceasta a sufletului e o pedeapsă care se întoarce asupra omului care a o cultivă. De unde vine treaba aceasta? Păi iată de unde vine. În Levitic 23, spune Sfânta Scriptură, ne, ne vorbește despre smerirea sufletului. Păi de la smerirea sufletului până la sluțirea feței, frate, e drum lung. Dar oriunde sufletul nu este smerit, acolo fața este sluțită. Se încearcă cu expresia aceasta de adânc sinistru, care chipurile, da, preocuparea aceasta a, a, a lui Atlas, care duce lumea pe, în spatele lui și a, preocuparea aceasta se manifestă pe față. Nu, smerirea sufletului înseamnă cu totul și cu totul altceva. A, postirea aceasta despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu prevede o atitudine chiar ieri, am avut o întâlnire cu un grup de persoane și între altele m-au întrebat de, care este adevărul despre post până la urmă. Este un fel de greva foamei sau spuneți-ne și noi! Și am spus, păi de, n-am de ce să vă spun nimic, pentru că orice mă veți întreba, voi căuta dacă am legătură cu o sau o cunosc un cuvânt al lui Dumnezeu, pe acesta al voi aduce. Și zic, haideți să să vorbim despre marele original, că numai Dumnezeu poate da definiția lucrurilor, noi nici nu știm, noi nu avem acces la adevăr, ci la la percepția noastră sau la realitate, ci ce credem noi despre realitate. Vezi un tufiș noaptea, zici că e un animal. Te spăimânți de animalul ăsta, dar asta este ce ai gândit tu că este, nu că era un animal, că era un tufiș, da. Dacă tu spui că este un animal și încă unul feroce, care sigur te caută tocmai pe tine, atunci e sigur că ai să te înspăimânti. Și eu am zis, haideți să mergem la origine. Și am la origine. În cartea profetului Isaia, capitolul 58, spune, tu când postești, nu luă această atitudine de pipirii cu capul plecat, din potrivă. Spune Mântuitorul când postești, ungeți capul, spalăți fața frumos ca să arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este înascuns. E diferență mare. E diferență mare. În cartea profetului Isaia, în capitolul 58, oamenii au luat această atitudine pe fețele lor pentru că au avut impresia că postez degeaba, nu-i nu vede nimeni. De aceea au și zis ei în versetul 3, la ce ne folosește să postim dacă tu nu vezi? Tu nu vezi lucrul ăsta și la ce să ne folosească nouă să, să, să postim dacă tu nu vezi? Serios, este ceva pe care nu-l vede Dumnezeu. Mă refer nu la pe piele sau în afară, ci este în, în suflet, privește Dumnezeu, carte deschisă. Este ceva care nu vede Dumnezeu. Ia să vedeți la ce privește Dumnezeu. În versetul 3 spune: În ziua Apostului, nu nu, tu nu vezi? Nu vede Dumnezeu? Ba da, uite, uite, el vede că vă lăsați în voia pornirilor voastre. Fie că e vorba de biserică, de lucrările care sunt în biserică, să te lași așa în voia nervilor, a mâniei, a desfriului, în mâncare, în băutură, în gândire, în vorbire, în purtare, desfriul, nu e mai una, e un om fără, fără limite. Vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe frați, pe asta, stau obiectele adunări înspăimântate, am văzut o adunare, era galbenă, galben în fața amenințării, i amenința cu iadul, dacă nu votează așa cum cerea Dumnealui. Și oamenii nu puteau să voteze așa în lumina lui. ei știau că nu este așa, dar, dar erau galbeni săraci sub amenințarea aceasta. Nu ar fi trebuit să îngălbenească cineva, ar fi trebuit să îngălbenească cine vorbea așa ceva, dar oamenii încă încă suntem copii la minte, într-un fel. Și uh, cum spuneau cei de aici, pe asta o copilărie, tu nu vezi. Cum adică nu vede Dumnezeu? El vede că vă lăsați în voia pornirilor voastre, vede că asupriți pe frați în biserică, vede că postiți ca să vă ciorovăiți, vă adunați, ziceți că e sfatul bisericii sau lucrări de comitet, cum se zice, sau de sfătuitor, de diacon, de prezbite și când colo vă certați, vă adunați pentru așa ceva, zice Pavel, păi vă adunați ca să vă faceți mai răi, nu mai buni. În ceea ce contează în ochii lui Dumnezeu este adevărul despre ceea ce facem, atitudinea sufletului, vă băcertați. vă certați, bateți cu pumnul masă, domnul pastor a bătut cât sunt eu pastor aici, nu va fi așa. Bați cu pumnul masă, dar nu se poate așa ceva în casă la altul. În casa altuia nu poți să faci lucruri, nici măcar în atacă știi că pleci, nici, nu e casa ta acolo. Acolo este o haltă pentru tine, stai un pic și pleci. Bați cu pumnul masă, vă ciorovoiți, vă certați, bateți răutăcios cu pumnul. Și scrie Scriptura, plecat, pleci capul ca un pipirit, te culci pe sac și cenușă cu această răutate în suflet. E drum lung de la smerirea sufletului până la sau de la sluțirea feței până la smerirea sufletului, cum spune uh, cartea uh, Levitic, capitolul 23. Există o parte uh, luminoasă? Da. iată postul plăcut mie. Nu e legat de pipirigul cu capul plecat, nu este legat nici de fața sluțită, așa înspăimântată, sinistră, nu, no, nu e legat de lucrul acesta. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor apăsați, rupe orice fel de jug. Pe păi, de la acesta până la celelalte, bați cu pumnul masă, cerți, te cerți, faci așa, e drum lung. Și sigur că nu toată lumea are intenția de a fi primită înaintea lui Dumnezeu. Deocamdată oamenii au lucruri mult mai urgente decât a umbla cu Dumnezeu și de a asculta de Dumnezeu. Va veni o zi când vom înțelege că era cel mai urgent dintre toate lucrurile, dar suntem aici în momentul acesta și de aceea învățăm împreună aceste lucruri. Voi să nu fiți ca ei, a spus Mântuitorul. A, au fost scrise în scriptură a, ca un mijloc de învățământ pentru noi. Voi să nu fiți ca ei, uite, așa ne învață cum să fim sau cum să nu fim. Uite ce postul plăcut mie, îmi Rupe. parte spâinea cu cel flămând, adun casa ta pe nenorocitul fără adebă. Dacă vezi un om gol, acoperă, nu întoarce spatele, nu te faci că n-ai văzut. Atunci lumina ta va răsări cazurile, spune Sfânta Scriptură. Atunci te vei face sănătos, vindecarea va încolți repede. Atunci neprihănirea îți va merge înainte, slava Domnului te va însoți. Atunci te vei ruga, va răspunde Dumnezeu la rugăciune, versetul 9. Tu vei chema și El va răspunde atunci când se întâmplă acest fel de post, de legăturile. Deci lucrul acesta... Ne duce pe noi într-un domeniu care ne este de cele mai multe ori străin. Ne ocupăm de arătarea din a în afară, cum se întâmpla cu fariseii Domnului Isus și a spus: Nu fiți orbi, poți să speli partea de afară cât ai vrea, în timp ce dacă e murdar înăuntru, nu ajută cu nimic, Fii atent, dacă vrei, și e bine că vrei să fie curat, dar sp spală înăuntru. Sufletul, adică. Mai întâi, atunci vei chema și Domnul îți va răspunde, vei striga și El va zice: Iată, mă, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul, îți arăți-o ție, Pare un om posedat, un om care se ocupă cu așa ceva și chiar este posedat de un duh de răutate. Dumnezeu vrea să ne elibereze, nu vrea să trăim stăpâniți de vreun duh de felul acesta, ci iată postul plăcut mie, Domnul te va călăuzi înceta, Domnul îți va sătura sufletul în lucruri fără apă, va da din nou putere mădulară, vei fi ca o grădină udată. Copiii, când ei vor vedea această schimbare a sufletului, ai tăi vor zidi iarăși pe dărămăturile de mai înainte. Că unele biserici au ajuns în ruini, pustii, distruse complet de o mână de oameni care s-au certat. Am fost într-o astfel de biserică și când predica un cetățean, celălalt ieșea afară și stătea prin curte. Când predica cel din curte, celălalt ieșea afară și adunarea rămăsese în final cu șase membri șase persoane care mai veneau acolo într-o suferință, ziceai că sunt niște părăsiți în mijlocul unei furtuni de zăpadă. Pe când aici e o altă lume, te vei numi dregător de, de spărturi, cel ce drumuri le face țara cu locuit. Dacă îți vrei piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale, pe noi avem mare grijă ca să nu, ne facem, nu facem niște lucruri pe care le numim noi cum rămâne însă? în afară, vreau să zic. Și suntem atenți. Cum rămâne cu cele din lăuntru? Gusturile tale <gângă> înseamnă mai mult decât cele exterioare. Înseamnă omul din lăuntru. Acesta este cel asupra căruia se uită Dumnezeu. Dacă te, opre, nu te împlinești firescul din tine și dacă sabatul va fi desfătarea ta, Adică ai creat un mediu în familie și în biserică în care oamenii pur și simplu înfloresc, se desfășoară. E frumos, e desfătare se numește lucrul acesta. Sfințești pe Domnul, nu sfințești firea pământească, slăvindu-l și îl vei cinsti neurmând căile tale. Eu, eu dacă aș fi, aș face, aș zice, nu, noi nu, nu, nu urmăm căile ce mergem pe calea lui, ne, ne te cu treburile tale. Am un plan, am o treabă de făcut aici și uh, am uitat de Domnul sabatului din cauza că avem treburi de făcut, de, de aranjat și ne te la flecă. Și uh, atunci te vei putea desfăta în Domnul, atunci eu te voi sui pe înălțimile țării, atunci te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău, Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Când postiți, a spus Mântuitorul, ca o, ca un, ca o confirmare și ca un ecou al cuvintelor din cartea profetului Isaia, nu mergeți pe căile acestor oameni. Și tu, tu, cu mine și cu tine vorbește. Tu lasă pe alții dacă vor să meargă pe drumul acesta. Dar tu, când postești, arată că postești lui Dumnezeu. Ungeți capul, spalăți fața ca să arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este nascuns și Tatăl tău care vede nascuns să-ți va răsplăti. Cuvântul lui Dumnezeu se extinde la toate aspectele vieții noastre de credință. Și mergând în Luca la capitolul 23 și parcă trăind în acest scenariu al desfășurării unor evenimente care stârnesc spaime în suflet în perspectivă, prin, nu prin ceea ce sunt, ci prin ceea ce vedem noi în ele, atunci spune Domnul Isus Hristos așa, vor fi soamne, semne în soare, în lună, în stele, pe pământ, va fi strâmtorare printre neamuri. Strâmtorare înseamnă criză. Strâmtorare printre care nu vor ști ce să facă la auz urletului mării și al vuietului valurilor. Popoare ca mare, ce face China, ce va face India, ce va face Rusia, ce va face America, ce va, ce vor face, ce va face Europa. Cum va fi ăsta, urmează așa, familia lui așa, elita așa, artificial, inteligența artificială așa și economia așa și vor, vor face una, alta. Yeah. Acesta este urletul mării și vuietul valurilor. este mânia neamurilor care crește până la Dumnezeu, teribilă pe, pe punctul de. A exploda până acolo încât rata sinucidurilor este cumplită în timpul acesta al nostru, în special în rândurile tinerilor și ale generației care nu are niciun fel de apărare și care n-a primit cuvintele acestea care au fost date de Mântuitorul nostru. El spune: când vor începe să se întâmple aceste lucruri, iată care trebuie să fie atitudinea voastră. De aici se numește. Seria noastră, ridicați-vă capetele în sus sau capul sus. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus. Nu să vă uitați la ce se întâmplă. Ne uităm la ce se întâmplă după ce ne-am uitat în sus. Că abia după aceea, după ce ne-am uitat în sus la Dumnezeu, putem, avem experiența lui Ghehazi, vedem cu alți ochi societatea, lucrurile care se petrec în jurul nostru să vă ridicați capetele în sus și să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele. Pentru că izbăvirea voastră se apropie, nu se apropie armagedonul, sânge până la cai, omor între Rusia, China, India, asta e mânia neamurilor. Aceste lucruri trebuie să se întâmple, că, că ele sunt urmarea naturală a alegerilor popoarelor, alegerilor noastre. Noi am ales drumul acesta al păcatului și ele duc aici inevitabil. Dar când vor începe să se întâmple, voi trebuie să vă ridicați capetele sus. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, izbăvirea se apropie, nu nenorocirile ca acestea care înspăimântă, care, cu care se hrăne sufletele oamenilor. și Le-a spus o pildă. Uite, uitați-vă la smochini și la toți copaci. Când înfrunzesc și îi vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Când tot așa, când voi veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Acesta e neamul de oameni care nu trebuie să treacă. Cei care au ridicat capetele în sus în mijlocul unei așa mari strâmbtorări ca aceasta. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și atunci întreabă Mântuitorul sau întrebăm noi, Doamne, ce să facem? Ce să facă cineva? Ce să facem ca să împlinim lucrurile? Am înțeles, ridicați-vă capetele în sus. Ce trebuie să fac ca să, să în această vreme... Dacă îți ridici ochii spre ecranul televizorului, te lasă deprimat. Dacă îți pleci urechea la bârfitor, pleci bolnav acasă, suferi de îmbolnăveni, suferi vomiți, spuneau oameni, istoriile vieților lor. Dar dacă privești în sus la Dumnezeu, El te asigură că nu se mișcă nicio moleculă de capul ei pe planeta aceasta. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Degeaba încearcă cineva să le Evite, nu, ele trebuie să se întâmple. Există însă o singură rezolvare a acestei situații și aceasta este pocăința de la Ninive. Adică întoarcerea inimilor către Dumnezeu, singurul care poate ajuta. În mod practic, în versetul 34, Mântuitorul nostru spune, luați seama la voi înșivă, primul lucru. Trebuie să-ți cercetezi inima, să te judești singur cum răspund într-o situație? Ce reacție am? Ce fac când aud un lucru, când aud altul? Cum răspund când sunt vorbit de rău? dacă când sunt vorbit de bine, dar când este așa. Pe voi înși vă cercați-vă. Dacă v-ați judeca singuri, luați seama la voi înși vă, ca nu cumva să vi se îngreueze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură. Ei, hey, nu, acum ne menținem în formă. Bine, am înțeles asta, dar cum rămâne cu ce urmează? Și cu îngrijorările vieții acestea. Să ajungi să îmbolnăvești inima cu îngrijorările vieții acestea și ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Vedeți, aici avem explicația expresiei generației lui Noe, n-au știut nimic până când a venit apașială din cauza că inimile erau îngreuate cu tot ce se întâmpla. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe fața Pământului. Dar nu peste cei ce locuiesc în locurile cerești în Hristos Isus ci numai peste cei care asta, vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Vedeți, aici este ce spune cartea profetului Maleachi. Veți vedea diferența. Dacă o iei pe un drum sau altul, veți vedea deosebirea cu această ocazie. Vegheați dar în tot timpul. Aceasta înseamnă prezența necurmată a lui Dumnezeu în viața și ființa noastră, ca respirația Sufletului respirem inconștient. Dar asta nu înseamnă că nu respirăm toată ziua, sau subconștient, sau... dar când devii conștient că respiri, parcă se trezește mintea. Vă vegheați, dar în tot timpul, respirația sufletului este rugăciune. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați. Păi eu scap, spune Petru, chiar dacă toți ăștia. Vă vegheați ca să aveți putere să scăpați. A, nu e nevoie și ei s-au culcat, au adormit iată, a venit vânzătorul și a prins, nu veghind, ci i-a prins dormind. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea și se, care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Chiar în cuvântul acesta pe care îl învățăm împreună, văd Gelozia Duhului Sfânt pentru fericirea și binecuvântarea vieții noastre, ca un părinte care vrea să-și vadă copilul bine, Dumnezeu vrea să ne vadă bine, în mijlocul acestor vremuri extrem de periculoase, așa le numește Scriptura, vor fi vremuri grele, vor fi vremuri periculoase, vor fi primejdioase cum nu se poate. Și ceea ce spun oamenii că pieirea speciei umane și pieirea planetei și toate sunt, e ceasul 12 fără o secundă sau ceva, ceea ce spun ei pare înspăimântător, dar este departe de realitate, pentru că dacă nu ar fi îngerii lui Dumnezeu care să spună opriți, adică veniți până aici, departe, nu mai treceți, dacă nu ar fi acest opriți al cărții Apocalips, nimeni n-ar scăpa. Dar Dumnezeu oprește și timpul la timp, oprește și evenimentul la timp. El este deasupra tuturor lucrurilor. Opriți-vă și să știți că Domnul este deasupra vieții, deasupra lumii, deasupra evenimentelor, deasupra tuturor lucrurilor. În concluzie, dă-ne Doamne darul de a ridica în sus capul nostru în mijlocul unor astfel de evenimente, când veți vedea că se întâmplă. Ridicați-vă capetele în sus. La aceasta te rugăm, Doamne, noi nu avem în firea noastră. Ridicarea capetelor, avem spaima, avem fugă, avem negură, întuneric. Dă-ne acest dar de a ridica în sus fața noastră spre Dumnezeu și a ridica în sus capul nostru, gândirea noastră, către făgăduințele nobile pe care tu le-ai dat în cuvântul tău. Fă să umblăm în ele, să trăim în ele și fă, Doamne, să ne mișcăm întotdeauna în prezența ta. Cuvântul tău stă în picioare chiar dacă cerul și pământul se clatină. Ne închinăm și îți mulțumim că ai dovedit acest lucru la Golgota, pe cruce. Ne binecuvântăm, Doamne, prin faptul că citim cuvântul acesta și vrem să fie binecuvântați și cei care nu-L cunosc. Și pentru ei ne închinăm înaintea Ta și Te rugăm prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin.